Sute de ploieșteni au luat cu asalt bursa locurilor de muncă organizată în cartierul de vest al orașului, la Clubul Pensionarilor, în speranța că vor reuși să găsească un job. Au predominat persoanele trecute de pluma tinerețe, dar și tinerii care au putut alege unul dintre cele 400 de locuri de muncă puse la dispoziție. Încă 10 persoane, rugămintea, nu vă găsiți, da? Fiecare trece Dați-vă mai înapoi și lăsați culoar de ieșire. Până în acest moment s-au prezentat 11 angajatori care au oferit persoanelor interesate să găsească un loc de muncă conform pregătirilor profesionale, aproximativ 500 de locuri. Mulți dintre cei prezenți la bursă au fost însă dezamăgiți de ofertă, dar și de organizare. Faptul că nu este bine organizat, asta nu înseamnă o amenințare. Nu! Acum, la ora asta, nu. Am venit ieri, n-am obținut niciun fel de informație. Nu există niciun fel de informație. Stă lumea și așteaptă. Deci este o proastă organizare și o bătaie de joc. Sunt dezamăgit pentru că nu am găsit. Bine, eu am și un PFA și am zis să-mi caut un loc de muncă în domeniul tehnic de electronică, electromecanică, automatizări, computere, energie verde. Deci lucrez de vreo 4 ani de zile, am vreo 16 lucrări. Celule fotovoltaice, microcentrale eoliene, dar la noi se pare că e foarte greu, așa că... Se caută confecționere și în domeniul construcțiilor, zidarii, confecționerii, în sfârșit, în domeniul asigurărilor, mai puțin tehnic. Ați accepta pe orice salariu un loc de muncă? Orice salariu. Măcar minimum, pe economia. 7-8 măcar, cel puțin. De când sunteți în salariu? Sunt de anul ăsta pentru că sunt în șomaj și nu pot să, din 5 milioane cât am șomaj, nu pot. N-am cum să trăiesc. Sunt cam puține joburi, foarte puține. Mulțumesc. Sper să și găsești astăzi ceva, să te-am găsit? Din toată inima îmi doresc să găsesc ceva, dar nu știu sigur. Am mai încercat și altă dată, ultima oară când s-a înființat această adunare, dar nu am găsit atunci nimic. Și încerc. De când ești în căutarea unui loc de muncă? De mai bine de 6 luni de zile. Cât despre angajatori, aceștia au fost pregătiți cu locuri de muncă destul de bine plătite, mulți acceptând și persoane mai în vârstă. Ne căutăm să angajăm persoane de orice tip, de până la pensionare, deci nu contează vârsta de până la pensionare, și calificați în confecții și necalificați, pe care îi vom califica. Deja noi am făcut 2 perioade de calificare pentru cei angajații noștri. Oferta salariară va fi peste 1200 de lei. Astăzi căutăm doar agenți de asigurare. Condițiile de angajare, ca să spun așa, sau de recrutare, mai bine zis de recrutare, ale noastre sunt o persoană cu cel puțin studii medii, după care, dacă are experiență, e un atu, dacă nu, de activitatea asta, de pregătirea profesională, mai bine zis, ne ocupăm noi în cadrul companiei noastre. Vârsta contează? De la 21 minim. Mâine, în cadrul celei de-a 2-a ediție a burselor locurilor de muncă pentru cartierele municipiului Ploiești, sunt așteptați ploieștenii din zona de nord a orașului. Angajatorii vor fi găsiți începând cu ora 10 la RATP Ploiești.